Bun găsit, doamnelor și domnilor, într-o seară friguroasă de februarie ne reîntâlnim la Capital TV pentru o discuție de vineri seara, o analiză a săptămânii, așa cum ne place nouă să spunem, realitățile săptămânii, cum puteți citi pe ecran. O emisiune, cred eu, deja consacrată, sunt luni bune de când în fiecare vineri la ora 18 ne întâlnim pentru a analiza cele mai importante 5 subiecte ale săptămânii. Ca de obicei, invitatul meu, sociologul Valentin Fulger, este deja aici. Bună seara! Bună seara, domnule Tașcă, bună seara telespectatorilor noștri! Cam fric, domnule profesor, dar... Așa este, eu v-am spus, dacă aș putea, aș scoate iarna în afara legii, dar nu se poate că m-am interesat. Vorbeam înainte de emisiune că ieri la noi, cam au făcut protestele general să țin iarna. De la Revoluție încoace, așa avem o... predilecție. Gândiți-vă și Mica Unire, tot ca eveniment important. Exact, 1 decembrie. 1 decembrie, deci da, acum eu am mai explicat. Și eu mă refer la proteste, că noi acum suntem în zodia protestelor. Foarte adevărat ce spuneți, dar să știți că nu există niciun fel de legătură de cauzalitate, există doar o legătură de asociere, dar se asociază, hai să-i spunem întâmplător, acum a fost momentul, dar nu există, din contră, aș putea să vă spun că Petre Andrei, într-o lucrare, Petre Andrei fiind un sociolog român deosebit de important, într-o lucrare de-a sa, Sociologia Revoluțiilor, citând autori din literatura de specialitate franceză, engleză, germană, mai ales, arată foarte clar că revoluțiile în general se petrec în perioadele călduroase, deoarece oamenii pot să se organizeze, pot să stea foarte mult timp afară, să parcurgă distanțe mari și așa mai departe. Noi nu avem chestiunea asta, dar aceasta a fost mica introducere. Intrăm în subiecte, doamnelor și domnilor. După cum știți, din păcate, sute de elevi, 244 erau astăzi, de elevi de școli care intră la cursuri sau intrau la cursuri până mai de unăzi, sunt bolnavi de COVID. Și peste 300 de angajați ai școlilor. Mi se par niște cifre grele după doar o săptămână de cursuri. Vă rog. Acum, vă aduceți aminte de ideea pe care eu am expus-o sau ideile pe care le-am expus exact în urmă cu o săptămână, când am spus că se grăbesc cu redeschiderea școlilor. Ei motivează faptul că acești copii au venit bolnavi din vacanță, fiecare pe unul. Da, am auzit declarația din subiect în peală. Vacanța, doar că aș vrea să vă spun că ei că sunt gata infectați și vin la școală, ei intră în contact cu încă alți 5-6 copii. Deci s-ar putea, Doamne ferește, să avem cumva o rată de infectare care să crească în progresie geometrică, iar rația să fie de 4, de 5, de 6, în funcție peste de... Peste încă două săptămâni. Sigur că da, sigur că da. Deci, să știți că se întâmplă niște lucruri foarte interesante din acest punct de vedere și am să vă spun de ce. Personal, susțin ideea că cineva a bătut cu pumnul în masă pe rațiuni de natură economică, adică să relanseze anumite industrii. Dar mi-amintesc comentariul de săptămâna trecută. Dar se mai poate sesiza faptul că autoritățile au renunțat la ideea vaccinării copiilor, care în septembrie 2020 era foarte bine rădăcinată. Și vă spun ce spunea președintele Klaus Iohannis despre ipoteza în care unii părinți ar refuza să-și vaccineze anticovid copiii în condițiile în care aceștia merg la școală. Și spune președintele, atunci eu sunt de părere că lumea trebuie să se vaccineze. Dar dacă putem să condiționăm mersul la școală de vaccinare, este o întrebare care va trebui analizată foarte atent. Deci atunci se luase în calcul vaccinarea copiilor de școală. Ce se întâmplă? Acum programul de vaccinare gândit sau regândit a nu știu câta oară ne arată că există trei etape. În prima etapă este personalul medical, în etapa a doua sunt persoanele din așa numitele categorii de risc și care țin de etică și echitate. Și în fine, în etapa a treia, atenție, intră populația pediatrică în funcție de evoluția epidemiologică și de caracteristicile vaccinilor aprobate pentru utilizarea la persoanele cu vârsta sub 18 ani. Deci undeva pe parcurs, această idee a vaccinării elevilor s-a cam pierdut. Întrebarea este de ce și cum și dacă totuși în etapa a treia se presupune că ei intră la vaccinare, de ce Dumnezeu, întreb, s-au grăbit și nu i-au mai ținut acasă până în iunie, pentru că am fi avut până în iunie și apoi până în septembrie timp suficient să vaccinăm tot contingentul de copii. Eu vă spun încă o dată, decizia, din punctul meu de vedere, nu este în regulă, decizia este pur
economică, nimeni nu moare de dragul școlii românești. Da, n-am uitat acest sentiment. Îl vedem, domnule profesor, pe ecran pe președintele Klaus Iohannis într-o declarație de presă ieri, aș spune pe temă, după ce a avut o întâlnire cu ministrul Sorin Câmpeanu, însă președintele a îndemnat evident la respectarea restricțiilor cu o precizie, aș putea să zic, și a mai vorbit despre un lucru care mi s-a părut important. N-am înțeles de ce le-a asociat, că putea să facă a doua zi o nouă conferință și să ne anunțe, dar a legat cumva această problemă a sănătății elevilor de așa zisul plan de redresare și reziliență, de unde dânsul speră că o mare parte să se ducă către România educată. Cum vi se pare acest lucru? Și o să pot să și detaliez, e vorba de trei componente, am reținut eu aseară: digitalizare, adică platforme de e-learning și așa mai departe, modernizare, biblioteci, laboratoare, materiale didactice și, de asemenea, educație ecologică. Da. Școli verzi și așa mai departe. Mie mi se... Punctele n-arată rău, dar... Punctele n-arată rău, dar n-au nicio legătură cu pandemia. Sigur, să n-am înțeles nicio asociere. Eu cred că s-a legat de ideea de școală în sine, de educație, și atunci la pachet ne-au livrat aceste informații. Eu cred inclusiv pe ideea îndulcirii rezultatelor, care deja ne confruntăm. 244 de copii infectați, peste 329 de persoane din școli care se duc acasă, care da, personalul din școli, profesori și personal auxiliar. Auxiliar, da. Deci nu, din punctul meu de vedere, acum președintele în sine a gestionat destul de, să spunem, nu eficient neapărat, dar elegant, decent a gestionat această situație, cel puțin prin aparițiile sale publice. Dar modalitatea aceasta de a evita oarecum răspunsuri tranșante, pentru că mi-aduc aminte că ieri a spus că deocamdată situația nu este scăpată de sub control. Dar să reținem cuvântul deocamdată. Sunt curios, vă mai spun un lucru. Ați văzut că ministrul educației Sorin Câmpeanu deja a amenințat cu demisia, pentru că n-a obținut ce a vrut ca sume de bani pentru învățare. Da, voiam să vă întreb și despre asta. Eu cred că nu este numai atâta. Eu cred că are deja din teritoriu semnale că infecția este foarte posibil să scape de sub control și mă gândesc că este probabil o manevră. Da, de a... domnul Câmpeanu nu se duce la... ajutorul de șomaj, în niciun caz. Nu, dar să evite să-și lege numele de... va atârna greu de CV-ul dânsului o criză puternică sanitară în școli. Nici nu vreau să mă gândesc ce ar însemna să avem zeci de mii de copii infectați. Da. Vorbeați de nemulțumirea ministrului Câmpeanu vis-a-vis de sumele alocate în buget. Astăzi, colegii mei au filmat și la Petroșani a avut loc un protest al studenților cărora li s-a pus în față, dintr-o dată așa, faptul că nu mai pot, avem, doamnelor și domnilor, imagini, pe acest frig năpraznic studenții de la Petroșani au ieșit să-și strige nemulțumirea. De altfel, în toată țara s-a întâmplat acest lucru. Am văzut și pe Facebook, înainte de emisiune, din imagini din țară, care erau asemănătoare cu aceasta. Cum spuneam, studenții au fost puși în fața faptului că nu vor mai beneficia de celebra gratuitate de a merge cu trenul unde doresc dânsii, dar în special între domiciliu și... Domnule Tașcă, deci această gratuitate întinsă, extra extinsă pentru studenți, eu zic că nu este un lucru rău. Este un lucru bun, sigur, pentru că foarte mulți dintre ei nu dispun de resursele necesare pentru a-și plăti transportul în stânga și în dreapta. Care a devenit și destul de scump. Care a devenit și foarte scump. E adevărat că aceste sume sunt într-un anumit fel întoarse CFR-ului, sigur, prin Ministerul Educației sau prin alte ministere, care există fel de fel de, să spunem, protocoale, fel de fel de formule de colaborare. Însă, aici nu pot să nu mă leg de politică. Asta este o măsură gândită de PSD, care le-a dat aceste gratuități, dar care a fost, utilizată din plin, în special de către USR și PNL, pentru că acești copii s-au dus acasă să voteze în perioada... Și n-au votat cu PSD-ul. Și n-au votat cu PSD-ul, e foarte adevărat. Vedeți ce interesante sunt aceste jocuri în politică și ce întorsături pot să ia situația. Asta este un efect pervers de genul, în sociologie așa se numește, de genul unde dai și unde crapă.
PSD-iștii le-au dat aceste gratuități, au votat împotriva PSD-ului, iar cei pentru care au votat le-au tăiat gratuitățile. Iată, deci, că niciodată nu este pentru cine se pregătește, este pentru cine se nimerește. Vor avea câștig de cauză, vreun fel? Nu sunt foarte sigur, pentru că eu v-am mai spus dumneavoastră la această masă, PNL-ul are în minte un cuvânt mare, așa, aproape luminos: tăiem, 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 economie, 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 economie. Într-o țară în care, eu am mai spus, stă totuși pe un ocean de bani, pentru că noi avem top 300 și dacă n-am avea top 300, n-am avea banii respectivi. În fine, nu vor avea câștig de cauză, poate că se va îndulci un pic... Adică se vor da niște drumuri, niște posibilități? Da, în sensul că nu se vor restricționa la maximum, dar probabil că vor reveni la cele 5-6 călătorii pe parcursul unui semestru, dar nu mai mult. Pentru că ați vorbit de top 300, vă propun, domnule profesor, un subiect care nu e chiar de top 300, dar personajul lui principal bate pe acolo. Este vorba, doamnelor și domnilor, despre omul, așa cum l-am numit eu, cu cel mai mare salariu din județul Hunedoara, și o să vedeți imediat despre cine este vorba și unde se câștigă acest bani. Să nu credeți că în vreo companie, într-o vreo multinațională, în ceva de genul acesta. Nici de cum. Sau de către vreun întreprinzător. Cineva care a avut o idee genială și a deschis un business și își plătește un salariu colosal. Nici de cum. Se întâmplă într-un institut care aparține statului. Poate că v-ați dat seama deja, mai ales dacă ne și urmăriți pe pagina jurnalului Văjiului. Este vorba de Insemex. Am început să punem lupa pe acest institut, uitați și articolul pe care l-am scris despre omul cu cel mai mare salariu din județul Hunedoara, care, ce credeți că face? Se plânge că are salariu cam mic. Da, poate pare anecdotic, însă vă asigur că este absolut real ceea ce vă spun, nu este îndulcit în niciun fel. Și ne referim și în această săptămână la acest institut și la conducătorul dânsului, domnul Artur Găman, care este acest om care e cel mai bine plătit bugetar, ar spune unii, alții ar spune om angajat la stat din județul Hunedoara, care încasează anual, și vă rog să vă țineți bine, aproximativ 100.000, nu de lei, ci de euro. Spuneam că ne referim în această ediție din nou la ISMX, după ce am vorbit săptămâna trecută, pentru că în această săptămână am văzut din nou o bătaie de joc monumentală la adresa dumneavoastră, a oricărui om cinstit care trăiește normal în România și în special în Valea Jiului. Am văzut un exercițiu de comunicare care mi-a dat fior pe șirea spinării, vă rog să mă credeți, și care, ce să zic, nici nu mai pot să zic nimic. Sunt stupefiat de ce am văzut în această săptămână, dar poate cu timpul o să reușesc să-mi revin. Domnule profesor, sunteți cumva partenerul meu în aceste dezvăluiri despre Insemex și ce se întâmplă acolo în spatele ușilor închise. Și știți ce m-a uimit în această săptămână? Că și atunci când vor să deschidă ușa, sigur, la figurat vorbind, prestația este catastrofală. În primul rând, discursul domnului Găman m-a înfiorat complet. Ca să nu mai spuneați de această referire la salariul pe care îl încasează, care de asemenea, dacă nu ar fi, m-ar fi bufnit râsul, m-ar fi bufnit plânsul. Nu? Vă rog. Domnule Tașca, am citit articolul dumneavoastră și însumând cifrele pe care dumneavoastră le-ați extras ca și sume din declarațiile de vedere, din avere. Declarația de avere din 2019. Deci, cred că cifrele sunt mult mai mari. Mi-a ieșit o sumă de 424.000 de lei pe an, care împărțit la 12 luni înseamnă un salariu de 35.333,33 de lei pe lună, adică peste 350 de milioane de lei vechi. Ei bine, aș vrea să vă spun că la vremea respectivă, dacă împărțim acești 350 de milioane de lei la 4,5 euro pe lei atunci, pe euro, da, mai aproape de 5. Ajungem la suma de 7.851 de euro. Da, așa euro. Am calculat și eu, cam 8.000. Atenție, euro. Ceea ce înseamnă 94.222 de euro pe an. Nu e asta șocant. Șocant este
Și nu-i șocant nici când spune care e salariul mic, pentru că am înțeles că dânsul consideră că la performanțele pe care le generează din punctul de vedere al rezultatelor în știință, în tehnică și în cercetare, este slab plătit. Dar vreau să vă spun ceva, stimați telespectatori. Un pensionar cu o pensie de 1000 de lei pe 12 luni încasează 12.000 de lei. Știți ce înseamnă cele 12.000 de lei din venitul pe care îl are de fapt domnul Găman? Înseamnă doar 2,83%. Adică acești pensionari trăiesc cu 2,8% din venitul pe care îl are domnul Găman. Raportați, vă rog frumos, 12.000 la cei 424.000 de lei. Deci asta înseamnă venit mic. 2,83%. Ăsta este șocant. Eu n-am nimic cu salariul dânsului. Să-și ia. Mai ales dacă este performer. Să nu, dar cum? Stați nu, nu, nu. Păi lăsați. Cum dovedim performanța asta? Că eu n-am văzut. N-ați văzut-o? Păi eu aici mă întorc. La altceva. Citesc presa, știți că am acest obicei și vreau să fiu cât se poate de bine informat. Aș vrea să vă spun că domnul Găman, de exemplu, în 24 ianuarie 2021 a primit un titlu la gala anumitor premii exclusiv pentru cel mai bun management al unei companii de stat. Deci încă o dată se subliniază că este cel mai bun management al unei companii de stat. Cred că și companie, cam, titlul de companie e cam ciudat. Domnul, eu vă spun exact. Da, institutul. Da, înțeleg. Cei care i-au dat premiul. Am citat exact acest lucru. Acum, vreau să vă spun că organizațiile, instituțiile, au câteva funcții. Una dintre aceste funcții este totuși funcția de adaptare. Ce înseamnă funcția de adaptare? Adică să te pui în echilibru, în armonie cu societatea. Cu comunitatea din care faci parte, din care îți recrutezi oamenii cu care lucrezi. Ori, credeți sau nu credeți, în mod paradoxal sau nu, în 2015, domnului manager Găman i s-a acordat premiul de cea mai bună imagine publică. Numai o secundă. Mă face să mă... Păi nu. Deci eu vă spun, este exact ceea ce am citit, ceea ce am văzut. De ce spuneam de funcția de adaptare? Eu cred că un bun manager, eu cred că un om care are cea mai bună imagine publică, trebuie să și știe cum să iasă în spațiul public. Doar că, analizând presa și verificând ce a scris presa pe portal.just.ro, deci ca să văd exact ce se întâmplă acolo, dau de niște lucruri foarte interesante. Și anume că Insemex-ul ar trebui să ne spună și nouă, ca cetățeni de rând, care suntem la zi cu taxele și impozitele, vă puteți interesa, de ce e această cea mai profitabilă firmă a statului din ce Valea Jiului, ce județ, cred că din această parte de țară, se sustrage la plata taxelor și impozitelor. Încă o dată arăt, este vorba despre o minută a unei sentințe din contencios administrativ. Deci, cum s-a sustras acest institut mare de la plata taxelor și impozitelor locale? Odată, deci, această adresă este făcută de către Serviciul Impozite și Taxe Locale Petroșani și pune în sarcina reclamantei, adică Insemex-ul, următoarele debite. 448.320 de lei impozit datorat, diferențe din anii precedenți și majorări, stații amestec etalon. 543.692 lei impozit datorat, diferențe din anii precedenți și majorări, stații îmbutelere, oxigen și aer comprimat. 3.693 de lei impozit datorat, diferențe anii precedenți și majorări, sală de conferințe în aer liber. Valoare totală? 997.706,64 lei noi. Stați un pic. Vreau să vă spun ceva. Eu nu mă leg de salariile dânșilor. Și le merită să se bucure de ele. Nu, să nu le... și le merită, iertați-mă. Domnul, eu am spus, și le merită să se bucure de ele. Dar nu înțeleg de ce acești bani care trebuiau să intre în bugetul local, adică al comunității, și să susțină... Au vrut să fie fentați. Și să susțină viața socială prin intermediul primăriei. Că primăria asta este, da, și Consiliul Local sunt reprezentanții comunității. Trebuiau să investească în viața socială, culturală, educațională, sanitară, salubrizare, etc., etc., etc. 1 milion de lei, 997.706 lei, nu sunt bani puțini. Sigur că nu. Nu sunt bani puțini. Dar spuneți pentru telespectatori, pentru că acest proces a fost rodul faptului că ISMX a vrut să fenteze și să nu plătească acești bani, adică... Despre asta e vorba, despre asta, asta s-a judecat. Am spus, au încercat să se sustragă plăților... Adică ei se laudă pe toate...
Deci posturile pe care acceptă să participe arondându-și subiectele dinainte, după cum am scris, și se sustrag să dea banii veniți comunității. Trăim într-o trăim într-o societate în care se pune foarte mult preț pe ce? Pe voluntariat, pe responsabilitate socială, pe implicare, pe donare de ajutor. În ce formă este el? Acum stăteam și mă gândeam, dom'le, cu câți bani se sustrăgeau oamenii ăștia de aici? Noi ne plângeam de tablete și rugam consilierii, dom'le, donați-vă indemnizația de pe o lună ca să luăm o tabletă pentru un copil care... Dați-vă seama cu banii ăștia... Câte tablete lor? Nu, gândiți-vă câți copii puteau să fie întorși la școală, adică se reducea abandonul școlar. În câte cazuri am fi putut să intervenim? Medicale, poate. Da, voiam să spun că acum, amintindu-mi de premiile pe care le-ați citit de acolo, fac legătura că sunt similare cu ceea ce am văzut în săptămâna aceasta pe anumite ecrane. Însă colegii mei au pe ecran un sondaj de opinie pe care dumneavoastră l-a realizat în 2019. Da. Și aș vrea să explicați pentru telespectatorii noștri ce a relevat acest sondaj cu privire la Insemei și la domnul Gămari. Îmi pare rău, nu văd foarte bine până acolo și nici nu mi-am adus pe hârtii, dar acest sondaj este făcut în vara lui 2019. Deci nu are nicio legătură cu imaginea mai bună sau mai proastă a Insemexului. Atunci era cea mai bună imagine publică. Din sondajul pe care eu l-am realizat, în capitala simbolică a Văijiului, pe 600 de subiecți, au rezultat câteva lucruri. Și anume, am întrebat despre importanța existenței anumitor instituții și despre, să spunem noi, încrederea care există în aceste instituții. Și veți vedea că oamenii apreciază faptul că Insemex-ul există și că funcționează aici în Valea Jiului într-o proporție de vreo 63-64%. Dar încrederea pe Insemex scade undeva la 53-54%, nu văd până acolo, în jurul lui 55%. După care am... Deci fără să știu că domnul Găman va fi subiect sau nu, că va fi vreodată. Eu am cerut impresia oamenilor, adevăruri de opinie despre diferiți oameni care activează în spațiul Văijiului și al județului Hunedoara. Prezint în această seară doar doi, pentru că alții nu trebuie să fie prezentați, că nu au de ce să fie prezentați aici. Este vorba despre Samuel Dioane și de domnul Artur Găman. Ce credeți? Domnul Samuel Dioane în postura de director ceh și domnul Găman în postura de director sau manager al Insemex. În momentul în care îi întrebăm câtă încredere au în ei, în domnul Samuel Dioane vreo 66-67% spun că nu au auzit de dânsul, iar de domnul Găman n-au auzit 63%. Și atunci. Deci domnul cu cea mai bună imagine publică, vreau să spuneți că nu e cea mai bună imagine publică, n-au auzit. A spus că nu au auzit de el. Știu, dar dânsul care era premiat cu cea mai bună imagine și publică, asta vreau n-a să auzit spun. Lumea de el. Cum se face că se intră în contradicție? 64% văd aici pe graficul dumneavoastră, da, care mi l-a trimis pe mail. 64% nu am auzit de el. Nu am auzit de el. Ei, spuneți-mi și mie. Deci aici este vorba tot de o cercetare, domnule Găman. Fiecare face și cercetează pe partea lui. Și credeți-mă că le fac bine, pentru că pe mine m-au verificat turnele. Și eu când am spus că cineva ia 25 sau 30 sau 67%, atât au luat. Deci și vă mai dau un element. Încredere mare au doar 12% și 17% au încredere potrivită. Dar aș vrea să vă duceți la partide. Aș vrea să vă duceți la încrederea în partide. Pentru că am pus și partidele, pentru că știu că o să avem un subiect astăzi. Da, mă să-l și găsesc, o să-l caut aici. Încrederea în partidele politice, da, mică, 68%, potrivită, 22,3%, mare. Domnule Tașcă, cât s-au prezentat la vot, la urne, în acest an și cât s-au spus în 2019 că au încredere mică în partide? 68%. Ei, acești 68% care mi-au spus că nu s-au prezentat la vot. Mă înțelegeți? Sondajul este însă pe Valea Jiului și procentul este pe România. Dar ascultați-mă, este vorba despre o realitate pe care eu am surprins-o în urmă cu un an și jumătate, dar care persistă, trenează, se întinde. Deci domnul, stați că acum văd aici. Deci domnul Samuel Dioane, care nu are titlul de cea mai bună imagine și nici de cel mai bun manager, nici n-avea cum de altfel, este pe picior de egalitate cu domnul Găman, care are aceste titluri. Da. La capitolul nu am auzit de ea. Sau de el, cum vreți să ziceți. Da. Deci aici vedeți... Deci cam aici sunteți domnul Găman. Degeaba aruncați cu banii pe fereastră.
pe anumite posturi. Eu, încă o dată, revin la ideea faptului că o astfel de firmă, care se bucură de un prestigiu la nivel științific, trebuie să se implice și în viața comunității, în viața socială. Și poate ar fi vremea să iasă din bula asta a statului și să intre într-o bulă normală de companie privată, exact. Și pe o piață concurențială, pentru că INSEMEX activează astăzi pe o piață în care e singur. Deci INSEMEX, în mod categoric, ar trebui să fie privatizat. Și atunci 100.000, domnule Gămani, poate se transformă în 10.000. Și nu știu dacă vă mai lăudați așa de tare. Și atunci aia 10.000, să vedeți ce mari vor fi și ce buni vor fi. Apropo, și pentru cei care fac propaganda INSEMEX, când vorbiți de balanțele colosale ale INSEMEX, poate ar fi rău, n-ar fi rău să dați niște cifre, că așa știți cum e din vise. E bine să spunem că e mare, că e mică, dar nu știm exact cât e. Bun, închidem cu INSEMEX, pentru că sunt convins că vom mai avea ocazia să discutăm. Domnul Găman este pus și este un personaj suculent. Nu din perspectiva faptului că este un bun comunicator, ci din perspectiva faptului că este un foarte prost comunicator. Și îmi place foarte mult. Sper să-l mai am ocazia să-l văd. Sper să și rezist până la final. Dacă nu, o să fac cumva, o să iau o pastilă și așa mai departe. Bun, trecem la un alt subiect și anume, în această săptămână, doamnelor și domnilor, am început să destrame, dacă pot să zic așa, celebrul AUR, Partidul AUR. Dacă vă amintiți, au existat înainte de AUR și alte partide care au mers pe această nișă. S-au numit PRM, s-au numit PPDD și astăzi, în 2020, 2021 între timp, dar atunci eram în 2020, ne-am pricopsit cu AUR. Între timp, au început luptele. Și anume, cea mai vocală persoană din AUR, senatoarea Diana Șoșoacă, a fost, după unele surse, exclusă, o vedeți aici în poză pe doamna Șoșoacă, este foarte fotogenică, doamna. După alte surse, i-a fost retras sprijinul politic. Tot în această săptămână, doamna Ancuța Cârcu a fost anunțată indirect și anume de faptul că este puțin cercetată pentru proxenetism, cămătărie și alte lucruri, comise însă, spre bucuria noastră, dacă vreți să fiu puțin ironic, nu în România, ci în Tenerife. Mai am un nume pentru dumneavoastră, uitați-o pe doamna Cârcu, într-adevăr face furori doamna Cârcu, special pe rețelele de socializare, însă spuneam că mai am un nume pentru dumneavoastră, domnul Mihai Lasca, care este, a fost exclus, aici nu mai încape vorbă, a fost exclus din AUR și este deținătorul unui cumul de funcții și anume este și condamnat și cercetat penal. Vă rog. În urmă cu o lună și trei săptămâni, exact așa ați calculat. Da, cam așa. Am publicat un articol în JVJ care purta titlul Un gând sincer de ajun. Și ce spuneam eu acolo? Deși am fi tentați să credem că am ieșit din epoca de AUR a naționalismului, ca români de-abia acum ne întâlnim cu AUR-ul. Și am mai spus, este prea devreme să facem pronosticuri, dar ținând cont de istoria naționalismului în România de după 1990 și de calitatea execrabilă a celor care au confiscat ideea naționalismului, pot afirma cu mari șanse de succes că și acest partid își are zilele numărate. Am citit articolul și am subscris pentru că, exact cum am spus și în preambul, avem exemplu. Domnule Tarc, eu în articolul meu am făcut atunci o analiză mai amplă a ceea ce a însemnat naționalismul pe diferite partide și mi-am dat seama că, și vreau să vă spun aici ca idee, eu nu sunt împotriva naționalismului, dar eu cred câteva lucruri despre naționalism. Eu cred că el trebuie să fie temperat și luminat. Un mare gânditor, un mare literat, Albert Camus, a spus așa, îmi iubesc prea mult țara pentru a fi naționalist. Dar naționalismul, în cazul o spun cu părere de rău, ajunge pe mâinile unor neaveniți, se transformă... E vecin cu populismul. Da, cu demagogia. Se transformă într-un instrument de denigrare a propriului popor, pentru că toată lumea va spune, iată ce a putut să producă acest popor. Spuneați că după unele surse a fost exclusă, după unele surse nu știu ce. După unele surse am înțeles că a fost și bătută, că s-a ridicat cu palma să dea în ea un domn... unul târziu și altul Lascăr sau cum chiar? Lascăr. Nu, Lavric. Privit din afară, dacă ne uităm atent, cei doi domni
încearcă, cred eu, o anumită mișcare de intelectualizare a partidului, în sensul că doamna este perfectă în campanie electorală, unde trebuie să fii cât se poate de vocal, cât se poate penetrant, de isteric. Aduceți-vă aminte cum mergea cu autobuzul ăla și urla, țipa în stânga, dreapta, dădea dovadă de o vivacitate și de o voieșie care, numai privind-o, te obosea, că nu mai puteai să-i reziști la tirul... Știți că a fost și în Petroșani, am de auzit, mai multe ori. Am auzit și mi-au spus unii că, domnule, ne-am dus și am văzut-o și ni s-a părut ceva spectaculos. Să știți, doamne și doamne, că nu e dânsa e doamna Șoșoacă, dânsa este Ancuța Cârcu. Să nu vă faceți ideea greșită. Dânsa purta denumirea de sexy peremista, dacă vă aduceți aminte, domnișoara Cârcu, Ancuța Cârcu, este o creație a lui Vadim Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, cu care a ajuns să se porchească în ultimul hal, l-a dat în judecată pe Vadim, Vadim a pierdut 1000 de lei și 10 milioane de lei vechi și ea a dat banii ca să-și cumpere sicriu. Așa că n-a fost la PRM. Nu, eu vorbeam de Ancuța Cârcu. Glumesc, da. Așa. Deci iată dintr-o dată, ce fel de... aduceți-vă aminte că și Oana Zăvoranu a asta fost... Asta mă gândeam în timp ce spuneați că totuși Vadim Tudor avea multe defecte, dar avea o sensibilitate pentru domnișoarele tinere și frumoase. Sau să spun sexy. Aș vrea să vă spun că unul dintre foștii premieri ai Japoniei a luat hotărârea și vrea să o ridice în Parlament și sunt mari șanse să adopte ideea asta ca femeile să nu mai vorbească în ședințe pentru că se pierde foarte mult timp. Toate doamnele astea pe care Vadim Tudor le-a recrutat, le-a ridicat, gândiți-vă și la Olguța Vasilescu. Domne, nu mai... Deci pur și simplu ești în situația de a nu putea să spui un cuvânt. Poți să spui ceva ca lumea, dar n-ai voie să spui nici tabla mulțit. Nimic. Pentru că nu ai loc de ele. Astea sunt creațiile lui Vadim Tudor. Uitați-le. Da, o să cercetez mai de aproape. Așa, dar... Doamna Cârcu, să știți că doamna Cârcu are un foarte frumos club în Tenerife. Domnul, eu v-am spus încă o dată, dacă mi se permite să fac o glumă, nu e o chestie așa de mare să ai club în Tenerife. După cum nu e o chestie așa de mare să te duci să faci vacanța în Dubai. Dacă ești tare și stai bine cu banii, te duci la Olănești. Să vedem dacă îți permiți. Da, sau la Mamaia. Da. Costă mai mult în țară un concediu decât m-ați înțeles. Așa că... Bun. Nu, dar văd că se leagă lucrurile de asta. Mie, și mai interesant decât ceea ce ați sesizat dumneavoastră, destrămarea aceasta aur pe care eu i-am spus, intelectualizare, în sensul că da, am simțit epurare, mie mi se pare ce se întâmplă în USR, un alt partid pe care trebuie să recunosc că l-am votat, dar nu acum, știți, în perioada lui romantică. Da. Atunci când timp a devenit atunci mai, când ne propun... mai preocupat de putere. Fără penal, fără. Și vă aduceți aminte cât am scris și ce am mai scris eu despre USR. Da. E, uite, o doamnă care a fost și senator, doamna Florina Presabe. Știți că este, n-a fost. Nu, domnul. Rămâne acolo. Nu. Nu rămâne senator? Nu, pentru că ea a candidat acum în 2020 la București, da? Dar i-au dat un loc neeligibil și știți cine a aranjat-o? Am crezut că a prins postul. Nu, preferații noștri, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu, ăștia doi au reușit să manevreze votul în intern, astfel încât ea să nu... Să fie pe un loc neeligibil. Dar auzi ce spune doamna, mi se pare, cum să vă spun, știi senzația aia când predicțiile ți se îndeplinesc? Da. Ia auzi ce spune. Adevărul este că nu mă mai regăsesc în această construcție politică de ceva vreme, iar după decizia Biroului Național USR de aseară de a-l propune pe Călin Badiu ca secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, mi-a fost clar că experiența mea nu mai este de folos în această organizație. Și acum vine dubla măsură, ipocrizia, lipsa de transparență și politica de gașcă au devenit emblematice pentru noul USR. Doamna, aș va face un nou partid? Așa că îi urăm succes și sperăm să mai fie... Vă aduceți aminte când vorbeam despre lei de mucava din USR? În campanie... Și de vulpile! Vulpile! Au fost lei, trăgeau niște răgete din ăștia așa, rămâne impresionat, exact niște răgete tip Șoșoacă. Numai că aici... Și încă s-au intelectualizat la putere. Unii mai spun ceva, că USR-ul ar fi un partid neomarxist. Nu, măi băieți, n-are nimic. Nici cu marxismul, nici cu neomarxismul, doar că extremele se atrag, pentru că marxismul era împotriva ceea ce se numește statul de clasă. Ori din contră, USR este un susținător fervent al statului de clasă, pentru că, uitați-vă, apărarea aceasta totală a securiștilor, a serviciilor, a indivizilor pe care îi recuperează și care au fost în fel de fel de atmosfere rarefiate, nu ne arată decât acest lucru. Ei n-au de a face cu treaba asta. Da, și eu am urmărit chiar dezbateri despre neomarxism și poate o să avem și noi ocazia la un moment dat să facem o astfel de dezbatere pentru cei care ne... Dar să-l chemăm și pe domnul Petre Roman, vă rog, că a predat... Am crezut că pe domnul Butulescu mi-ați dat fiorii.
Mi-ați dat fila. Bun, închidem, doamnelor și domnilor, cu aur și cu USR prin bunăvoința domnului profesor și trecem la celebrele mese, dacă vă amintiți, de la Apele Române, care, după ce au avut o chelneriță care între timp și-a dat demisia, nu mai activează la Apele Române Prut Bârlad, a fost vizitate de altcineva și anume de niște procurori DNA care au venit și cu niște domni mascați. Dacă o fi de bine, o fi de rău, nu știu ce să zic. De asemenea, aș mai spune că domnul Mustețea, pe care l-ați văzut și în imagine pe care noi le-am difuzat aici la vorba lui Tașcă, și dânsul a fost pus pe liber, însă printr-o metodă mai neortodoxă, să zic așa, dar foarte uzitată, cel puțin în ultimii ani în România, i s-a desfințat postul domnului. Așa că și domnul director tehnic, ex-director tehnic și doamna inginer chelneriță la master au ieșit din joc, cel puțin deocamdată, însă cine a rămas în picioare, să știți că animalul politic întotdeauna câștigă și domnul Petru Avram este cel care a rămas pe funcție în continuare și este vizat de ancheta DNA după ce a fost evident cel care a angajat-o pe celebra domnișoară chelneriță cu 5 ani de master. Vă rog, domnule profesor. Domnule Tașcă, faptul că se întâmplă aceste lucruri și că, de fapt, ele nu fac decât să confirme mare parte a ceea ce oamenii simțeau, nu-mi produce niciun fel de plăcere. Mai ales că am teoretizat, am vorbit, da, am scris despre ele. Dar asta ne arată încă o dată un lucru. Adevărata față a partidelor românești. Cine a crezut că dă un șut PSD-ului și că vine PNL-ul și USR-ul și aduc cinstea și corectitudinea în această țară, în instituțiile și organizațiile românești, s-a înșelat amarnic. De fapt, vreau să vă spun că ei au privatizat puterea. Și cum au privatizat-o? Au privatizat-o în funcție de familii și de clanuri, de găști. În fapt, ce este un partid? Orice partid reprezintă o organizație privată care își propune cucerirea puterii în stat. Dacă o să auziți pe unul care face parte dintr-un partid și spune noi nu, organizație... Vrem în opoziție. Dom'le, deci hai să fim serios. Mie mi-a spus unul, bă, tu crezi că eu am intrat în politică ca să fac bine? Nu, eu n-am intrat ca să fac bine, eu am intrat ca să-mi fac bine. M-ați înțeles? Să nu spuneți că e domnul Găman care vă zice. Nu, n-am avut discuții cu domnul Găman. Prin urmare, faptul că s-a întâmplat o defecțiune de genul acesta, Apele Române, în care o chelneriță reușea să despartă apele ca Moise, ne arată un lucru, că în sistem, dacă ai pe cine trebuie, intri, dar din sistem vei ieși cât se poate de urgent dacă ești competent și nu pactizezi cu animalul politic. Ați văzut că, am spus o dată trecută în emisiune, emisiunea este înregistrată, stă martoră. Acest animal politic nu va fi nici măcar suspendat, dar rămite exclus din PNL. Nu poate că e cu mătru cu Costel Ales. Doamne, ăștia jupâni, nu sunt cu mătri, m-ați înțeles? Ăștia jupâni acolo. Și va ajunge, atenție mare, eu cred că ceea ce a spus el că va ajunge ministru reprezintă o promisiune de cele mai înalte sfere din PNL. Pentru că dacă ne uităm la ponderea celor care au fost miniștri și câți au dosare penale, câți au făcut pușcărie, s-ar putea să ajungem că există un 50-50, adică jumătate care sunt deja condamnați, jumătate care au dosare penale și încă o jumătate, dar și aia incertă. Pentru că nu sunt foarte sigur că în cealaltă jumătate nu există probleme. Am ce scuze pentru domnul Musteață, nu Mustețe, acum l-am botezat. Da. Acum fiind și unemployed, cum se zice, fără job, aș putea să mă căznesc să-i trimit un mail de Paște, dar sunt convins că mă iartă vorba noastră și... mergem mai departe. Bun, cum vi se pare totuși că s-a declanșat totuși o anchetă? A fost, DNA-ul nu mai este ce a fost. Asta da, este, asta este, e vizibil. Asta da. Este primul lucru pe care vreau să-l aduc în atenție. Doi, nu s-ar fi dus niciun DNA și niciun mascat acolo dacă toată presa n-ar fi fost cu camerele pe ei, cu reflectoarele pe ei și dacă n-ar exista această rivalitate între PNL și USR, de care pe care... de a-și vâna greșelile și de a spune, uite, în momentul în care găsim ceva la USR, să punem presa pe ei, partea noastră de presă, pentru că astfel nu mai avem presa alaltă pe noi, pe greșelile noastre și pe șmecherii noștri și pe corupții noștri și să arătăm că noi suntem mai buni ca ei. Dar cum?
este doar o învăluire, pentru că și acolo, și acolo, dacă luăm în calcul da, ponderile, se întâmplă lucruri se întâmplă la fel. De aceea, încă o dată îți spun, Nicule, nu te mai du la vot. Da, ce să mai zic, nu mă iertați cu asta de nicio... Nu te ierti și am să... Uite, buletinul tot trebuie să rămână alb de acum încolo, să nu mai avem nicio... Nicio ștampilă, ștampilă pe el, niciun fel de ab civil din ăsta, ca să... Numai așa sistemul, dacă face implozie. Mă întorc la Insemex. Domnul Găman a fost pus acolo pe merite sau politic? Politic, de mână cu un fost senator. Să știți că toate instituțiile în care nu există așa zisele alegeri, în sens cum este în universități, toate sunt politice. Și primărie este politică, pentru că se fac alegeri pentru postul de primar. Și Consiliul Județean este politic. Dar măcar zici că îi alegi. Da. Da, asta este. Dar în situația în care nu există alegeri, îți dai cât se poate... Să știți că eu îl bănuiesc pe domnul Găman că se află într-un fel de campanie electorală. Și vă spun de ce. Pe lângă faptul că, așa cum spuneați în cazul celor două partide aflate la guvernare, că fiecare are presa lui... Domnul Gămare are și el presa lui, a zis, primește premii de la aceeași presă, face emisiuni, face așa. Și am văzut și în apariția de tristă amintire, aș putea să-i zic deja, de săptămâna aceasta, domnul Gămare, că a transmis foarte multe asigurări către angajații în Semex. Probabil se gândește că acești angajați o să-l voteze sau ceva. Să știți că domnul Gămare este pe o pistă foarte slabă. Eu n-am auzit să fi fost votat... mare ștab la Insemex. Chiar am auzit, dar poate, cine știe, poate găsiți noastră o formulă acum, mai ales că aveți și hotel, sunteți un fel de... Chiar asta n-am priceput-o. De ce o companie de stat își cumpără un hotel? Pentru că poate, domnule. Pentru că poate. Pentru că poate, să știți. Asta e răspunsul pe care... Dacă o să avem răbdare, foarte mult. Se vor afla lucruri foarte interesante despre chestia cu hotelul. Așa da, eu sunt convins că dumneavoastră îmi veți da o mână de ajutor în acest demers, mai ales că ați descoperit un lucru foarte interesant pe care nu-l mai spun în această seară și îl las pe telespectatori să-l caute pe site-ul jurnalului VJ-ului. Vă spun că e de meditat. Trecem la ultimul punct, mai avem 8 minute și am denumit acest punct cumva stictirii de ce am trăit în toți acești ani în România, și anume încă o vrăjeală. De ce? Uitați ce poze frumoase avem aici. Pentru că acești doi, cum nu știu cum să le spun, o doamnă și un june, au găsit o formulă magică, care e veche, știți cum, de 30 de ani. Și anume, cum vor face ei împreună, probabil, sau separat, nu-mi dau seama, audiențe, domnul și domnul. Adică dacă dumneavoastră, cei care vă uitați, aveți o problemă și considerați că acea problemă, nu știu, n-aveți gaz, de exemplu, puteți să mergeți la senatoarea Lucica și dânsa vă va rezolva problemele. Pot să vă spun și când puteți să mergeți. Și anume, vineri, 19 februarie, de la 10 la 12, vedeți că și programul e totuși subțire, așa, adică nu se așteaptă să fie o avalanșă de... cetățeni care au de făcut solicitări. Și de asemenea, sâmbătă, 20 februarie, ghiși ce, tot de la 10 la 12. Ce asta, domnule profesor? Nu, eu vreau să vă pun o întrebare. Câți ani are domnul? Domnul? Da. Cred că sub 30. Sub 30. Uite, eu vreau să vă spun... Cred că mă întrebați cât are senatoarea Lucica. O mare porcărie, eu așa o consider porcărie, sau e eroare? În învățământul românesc, este că îți dă voie să faci doctorat imediat după ce ai făcut facultate. O să spuneți ce legătură are una... Stați să vă explic. Nu, că știu ce vrei să spune, sau bănuiesc. Dom'le, deci faci facultate, termin la 21 de ani, mai faci masterat 23 de ani, și la încă 2 ani și la 23 de ani, cu continuitate, faci doctoratul și la 26 de ani îmi ești doctor. La 26 de ani ești doctor. Ești doctor în condițiile în care tu nu ai profesat, în condițiile în care tu n-ai făcut teren, în condițiile în care tu n-ai lucrat, n-ai intrat la sala de curs, de așa, că ți se dau niște ore la seminarii, așa. Încă o dată spun că este o eroare sau o porcărie. Pentru că atunci când tu susții doctoratul, aia trebuie să fie pentru tine încununarea muncii tale, aia trebuie să fie o lucrare care să aibă un caracter, dacă nu excepțional, cel puțin semi-excepțional.
Deci dacă eu nu sunt de acord cu ideea asta ca la 26 de ani să fiu doctor, da, lăsăm deschise linia pentru genii. Cei care sunt genii și foarte talentați, în mod categoric, și au partea lor de cezar și punct. Dar eu mai e o butadă care spune că valoarea unui om este recunoscută de la distanță după valoarea celor cu care se înconjoară. Eu nu sunt împotriva ideii de tineri. Am fost foarte multă vreme împotriva ideii de domne oameni vechi. Dar vreau să se combine tinerețea cu experiența, dacă s-ar putea. Păi iertați-mă, dar se confirmă, se combină. Nu, stați că... Deci eu, dacă aș fi fost în locul doamnei senator, aș fi căutat pe cineva care să îmi poată da un plus de valoare. Adică, dom'le, am această posibilitate să-ți dau o slujbă. Eu nu-l cunosc pe băiatul ăsta și nu vreau să vorbesc... Da, îmi cer scuze, că am uitat să-i spun numele. Este vorba de domnul Vlad Lăutaru și, dacă n-ați recunoscut-o, doamna, este senatoarea noastră, dacă pot să zic așa, că suntem hunedoreni, Lucica Munteanu. Eu mai prescurtez și o fac dintr-o mărinimie, aș putea să zic, dintr-o... nu știu cum să zic, o deschidere extraordinară pe care o am față de doamna respectivă, îi mai spun senatora Lucica, dar acum nu știu. Eu îi acord toate premizele favorabile. Deci, uite... Da, v-am povestit săptămâna trecută, știți unde a lucrat domnul Lăutaru? I-am spus că la Insemex. Deci, vedeți că, genii, vedeți că geniile se adună la Insemex? Geniile în ghilimele, acum, evident. Știu, eu înțeleg. Sunt și alți copii buni. Mai ales că dânsul este și consilier local, este și angajat la INSMX, acum se dublează, se triplează o calitate și prin această... Le poate face pe toate. Asta știți, și ce am remarcat, m-am întâlnit cu domnul Lăutaru, cred că nici nu aflasem de trecerea dânsului în această postură și am constatat că nu mă mai cunoaște. Credeți că o fi din cauza mea sau din cauza funcției? Nu știu, poate că se gândește, că acum bănuiesc că are foarte multe lucruri pe cap. Trebuie să te gândești în postura de... Nu știu, era cu domnișoara, dar nu știu dacă... Domnule Taș, uite, eu vă dau cuvântul meu de onoare, dacă mă credeți, nu mă credeți. Mie mi s-a propus să mai fiu consilier al unuia sau altuia. Dar... Mai... Dar doamna senator v-a propus? Nu. Că vă bănuia, mă, deja. Mă bănuie. Înainte de emisiune. Mă bănuie. Înainte de emisiune, da. Mă bănuie. Am refuzat această postură onorantă, nu în cazul doamnei, în alte cazuri, dintr-un consider cât se poate de, să-i spunem, simplu de înțeles. Dacă omul politic reușește și are succes, este meritul lui. Dacă omul politic dă kicks și are eșec, este meritul tău că tu l-ai consiliat așa. Prin urmare, eu am spus, stau la mine acasă, fac sondaje, fac nu știu ce, scriu articole și punct. Și dacă vreau să fiu vreodată consilier, am să fiu propriul meu consilier, m-ați înțeles? Și dacă am să fiu vreodată într-o poziție de genul acela, am să-mi aleg niște oameni. Cum ești tu? Chiar vreau să vă smulg acest angajament aici. Sau un manager bun ca domnul Găman și tot așa, m-ai înțeles? Nu cred că aveți bani să-l plătiți pe domnul Găman, indiferent de funcția. Păi îl fac onorific. Onorific, nu? Domnul Găman nu lucrează onorific. Nu spuneați noastră că nu aleare cu responsabilitatea socială? Nu știu. Viața e plină de surprize. Bun, la ce credeți că o consiliază domnul Lăutaru pe doamna... pe senatoarea Lucica, că nu pot să-i zic altfel. Nu cunosc activitatea dânsului de consilier local, dar presupun că în poziția de consilier local face parte din anumite comisii, că e urbanism, că e comisia juridică, că e altă comisie de asistență socială. Probabil că are anumite... Eu sunt convins că are o competență desăvârșită, mai ales că vine de la INSMX. Eu înțeleg ironia, dar vă spun. Plec de la premiza că și oricărui tânăr trebuie să-i se acorde circunstanțe atenuante. Acum, tinerețea... Domnul Tașcă, nu trebuie să... circunstanțe de salut putem să-i acordăm? Aici este deja o altă problemă. Eu o să-i acord toate circunstanțele și ține de, să-l trag de mânecă când o să mă întâlnesc. Deci, mai ales că e mai tânăr ca mine. Nu-l cunosc, dar pe lângă capitalul financiar și capitalul material de care dispune, noi trebuie să dispunem și de un capital uman și de un capital social. Și tinere, dragă, dacă nu știi să le întreții pe astea, nu e prea bine, mai ales dacă ai ales această carieră politică. Trebuie să-i saluți și pe cei care te înjură. Pe mine știu unii că mă înjură și îi saluți frumos și respectuos. Vă dau 10 secunde. Va fi coadă la cabinet? Vinerea viitoare? Nu știu, mergem noi? 2 secunde. Mulțumesc, domnule profesor, închidem, nu mergem. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc dacă v-ați uitat în această seară la noi și sper să vă uitați și vinerea viitoare de la ora 18.